Lucrările la proiectul modernizarea străzii Cebrătianu s-au finalizat, procesul verbal de recepție fiind încheiat deja de pe 14 august. În momentul de față anunțăm închiderea oficială a proiectului. Am ajuns la finalizarea proiectului cu realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți prin proiect. Beneficiile acestui proiect sunt creșterea calității infrastructurii de transport a orașului Mioveni, îmbunătățirea fluidizării traficului urban, reducerea timpului de călătorie și eliminarea blocajelor rutiere, mai ales în timpul orelor de vârf, creșterea gradului de siguranță a circulației pe strada Cebrătianu, scăderea gradului de poluare în zona centrală a orașului prin reducerea noxelor a nivelului de zgomot și eliberarea emisiilor de praf. A rezultat astfel o stradă de categoria a doua prin lărgirea cu două benzi, acum a rezultat o stradă cu patru benzi, deci stradă de categoria a doua. 1066,77 este vorba de lungimea străzii fără rampe și fără pod. Are o lățime de 14 metri, a rezultat de asemenea o canalizare pluvială cu lungimea de 1045 de metri, trotuare pe ambele sensuri cu lățimea de 1,5 metri, de asemenea au fost modernizate 3 podețe. Chiar dacă proiectul de modernizare a străzii Cebrătianu a fost finalizat, șoferii vor fi nevoiți să circule tot pe rutele ocolitoare, varianta autostrada 9 de la 10 automobile Dacia la DN73, varianta Mioveni-Racovița și varianta Mioveni-Colibaș-Ciumești. Circulația va fi reluată în această zonă la sfârșitul lunii octombrie, când vor fi terminate lucrările la podul peste râul Argeșel și tot atunci va fi dat în folosință și iluminatul public.